Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Important. Invitatul din această seară este candidatul independent Silvia Radu. Bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Vreau să încep cu un motto pe care îl utilizați mai des în diverse articole publicate de revistele noastre. Dorește-ți ce e mai bun, evită ce e rău și primește tot ce-ți vine. Exact. Acceptați tot ce vă dăruiește soarta, destinul? Absolut, eu cred că noi trebuie să fim deschiși pentru tot ce îți oferă soarta și să profiți la maximum de minutul în care trăiești astăzi. Și cred că asta te face fericit, fiindcă te bucuri de fiecare minut care îl trăiești. De la femeie de afaceri de succes, pentru că mai des ați apărut în vizorul atât mass mediei cât și a altor organizații care v-au apreciat, la aspirații politice mari. De ce în politică? Eu am plecat din compania Gaz Natural Fenosa pentru că am considerat că deja 7 ani în funcția de președinte este suficient. Sunt o persoană care îmi place să schimb fiecare 4 de la 5-7 ani. 7 ani a fost deja prea mult. Credeți în acest ciclu de activitate? Da, sunt convinsă de acest ciclu de activitate este corect. De fapt, am învățat și la școlile de management că este foarte important de a face un schimb ciclic în management, fiindcă cu venirea fiecărui nou manager se aduce un impuls în dezvoltarea companiei și am considerat că nu ar fi bine eu să fiu cea care stagnează dezvoltarea companiei și am plecat, fiindcă am hotărât să-mi schimb viața. Mai mult ca atât, eu am intrat în această cursă electorală fiindcă consider că Republica Moldova trebuie să se schimbe și are nevoie de persoane care pot face acest lucru. Sunt convinsă că știu ce ar trebui să fie făcut, mai ales în domeniul economic, activând în sectorul privat mai mult de 16 ani, activând și fiind fondatorul mai multor asociații de afaceri pentru dezvoltarea economică a țării. Și am văzut că este necesar să ne implicăm, fiindcă dacă nu ne vom implica cei care știm, niciodată Republica Moldova nu se va schimba și eu îmi doresc să trăiesc în această țară împreună cu copiii mei și mi-aș dori ca toți cei care se află în afara țării să se întoarcă, fiindcă cred că în fiecare familie există cineva care nu este acasă. Moldova are nevoie de femei în politică și dumneavoastră sunteți un reprezentant acum care ați putea să schimbați echilibrul acesta dintre mai multe femei în politică la noi în Moldova. Eu cred... Faptul acesta nu vă sperie că la noi bărbații până la urmă sunt mai mulți? Nu, știți, dacă nu m-a speriat să intru într-un sector care nu aparține femeilor prin definiție, sectorul energetic nu este un sector feminin prin conceptul său și cu politica cu atât mai mult nu este pentru mine o problemă, dar eu cred că ceea ce este cu adevărat necesar în domeniul politic din Republica Moldova nu este ceea că trebuie mai multe femei. Trebuie pur și simplu să fie mai mulți oameni onești, integri, indiferent dacă ei sunt femei sau bărbați, este important doar ca cei care pot, cei care au anumite principii morale și etice, să îndrăznească să facă acest pas, fiindcă altfel nu vom reuși să schimbăm Republica Moldova niciodată. Din păcate, noi ne-am deprins să împărțim societatea ba pe cei din stânga, ba pe cei din dreapta, în bărbați și femei, în etnii și limbi vorbite, dar ceea ce este important este calitatea omului. Nu importă dacă este femeie sau bărbat, nu importă ce limbă vorbește, importă ceea ce el cu adevărat face și ce își dorește și cum face acest lucru. Femeile sunt, până la urmă, mai tolerante și mai organizate, asta s-a demonstrat. Dar bine, oricum, este poziția dumneavoastră. În această campanie electorală, ați întâmpinat careva dificultăți, pentru că s-a vorbit foarte mult, chiar și dumneavoastră în unele interviuri ați spus că candidații independenți au fost discriminați. Pe lângă faptul acesta, alte probleme care au fost? Da, un candidat independent față de un candidat care
care are în spate un partid se simte singur în fața la cei care au structuri, care lucrează pentru ei, cei care au partide, au echipe în toată Republica, care au lucrat de mai mult timp în teren și cunosc foarte bine ce înseamnă politica. Ei au nu numai structuri în teren, ei au mass media pe care într-un mod direct sau indirect o controlează, prin care se promovează, au echipe care lucrează în internet pentru ei. Este ceva interesant pentru mine, fiindcă nu cunoșteam până nu m-am implicat în acest proces toate nuanțele jocurilor politice și cum ele se fac și cam cum ar trebui să acționeze într-o situație sau alta. Dar dumneavoastră v-ați făcut vizibilă. Ați avut grijă de toate aceste aspecte. Cred că am încercat să fac cât mai mult bine posibil ceea ce am făcut. Cred că aș fi cunoscut toate aceste lucruri anticipat și aș fi avut experiență politică anterioară, aș fi făcut mult mai multe și mult mai bine ceea ce am făcut. Dar eu am zis, așa cum ați menționat la începutul emisiunii, pentru mine este important fiecare zi, în fiecare zi învăț ceva și mă bucur că pot să învăț ceva, fiindcă dacă nu învăț, atunci este trist să trăiești. Dar cu cât timp înainte ați zis că nu ați știut dacă anticipat ați decis să participați în campania electorală? Eu când am plecat prezidențiale. Când am plecat din compania Gaz Natural Fenosa, am plecat cu ideea să merg în politică. Deja ați avut acest scop? Da, avem acest scop. Nu știam care va fi modalitatea de intrare în politică. Aveam ca idee să creez un partid. Am încercat să văd mai multe partide, cum ele sunt structurate, care sunt regulile de joc, care sunt metodele de organizare, de finanțare, toate aceste lucruri. Dar să aderați la cineva? Nu am vrut să ader la nimeni, fiindcă cred că în Republica Moldova sunt necesare forțe noi care să vină la putere, fiindcă toți cei care au fost până acum, timp de 25 de ani, au demonstrat ce pot și mai degrabă au demonstrat ceea ce nu pot face. Și nu ar fi bine să ne asociem cu unii sau alții, fiindcă am avut 8 ani comuniștii la putere au fost, apoi următorii 8 ani au fost celelalte partide la putere și am văzut că nici unii, nici alții, nici cei din stânga, nici cei din dreapta nu sunt capabili să schimbe Republica Moldova. De aceea, dintre ei chiar au dezamăgit electoratul. Au dezamăgit foarte mult de electoratul până într-atât că electoratul nici nu mai crede în partidele politice. Eu îi susțin, fiindcă nici eu nu cred în reprezentanții niciunui partid care astăzi sunt în lupta concurențială, fiindcă impresia mea a unui reprezentant care nu este din politică și care vine din afară, care nu a participat niciodată la aceste jocuri, este că, din păcate, ei încearcă să promoveze și să vândă cetățenilor idei în spatele căruia nu stă interesul național. Poate sta un interes personal, poate sta un interes a unui partid, poate sta un interes a unui grup de persoane, dar niciodată eu nu am văzut nici la un candidat, din păcate cei care reprezintă astăzi partide, să promoveze cu adevărat interesul cetățeanului Republicii Moldova, fiindcă ei utilizează tehnici politice care sunt într-o oarecare măsură rupte de ceea ce simte cetățeanul și de ceea ce îl doare pe cetățean și ceea ce ar fi vrut el să vadă în viitor în Republica Moldova. Mergem după slogane geopolitice, mergem după slogane politice și, din păcate, funcția de președinte este un concept, din păcate, pentru ei și pentru noi, cetățenii, este că această funcție care reprezintă statul și reprezintă toți cetățenii Republicii Moldova ar trebui să reprezinte toți cetățenii, fiindcă așa este scris în Constituție. Constituția prevede că adevăratul suveran al Republicii Moldova este poporul țării noastre. Nu este o persoană, nu este un partid, este poporul. Și este important ca această instituție să fie reprezentată de o persoană care să reprezinte întreg poporul. Da. Nu, doamne, se reprezintă. Noi avem Republică Parlamentară. Dar avem alegeri prezidențiale prin vot direct
al poporului. Ceea ce înseamnă că întreg poporul trebuie să fie reprezentat de un candidat care să acopere atât stânga cât și dreapta. Așa ar fi corect. Fiindcă dacă vom avea un candidat de stânga, el va reprezenta jumătate din țară. Dacă vom avea un candidat din dreapta, va reprezenta cealaltă jumătate din țară. Și dacă vom avea un candidat unionist, va reprezenta 10% din populație. Înțelegeți? Dar nouă ne trebuiește astăzi, cred eu, în situația de criză economică majoră, un președinte care să echilibreze societatea și să o unească în așa fel încât să putem ieși din această criză geopolitică, economică, socială în care ne aflăm, când cetățenii nu mai vor să rămână aici, fiindcă sunt absolut, se simt orfani de politicul din Republica Moldova, și mai sunt riscuri din afară care pot fi provocate în cazul unui câștig geopolitic sau altui câștig geopolitic, ceea ce ar putea să contribuie la o destabilizare internă, pe plan intern a țării noastre, și nu mi-aș dori acest lucru pentru copiii mei, nici pentru nimeni care trăiește aici. Pentru dumneavoastră a fost complicat să adunați cele 15.000 de semnături? A fost foarte complicat. Noi am declarat, cei independenți, că suntem discriminați prin lege, fiindcă nu este foarte greu pentru un candidat să fie prezent în 18 regiuni ale Republicii Moldova, mai ales că el nu este finanțat de structura partidului. El trebuie să aibă acești bani ca să-și permită să angajeze echipe care să meargă să strângă aceste semnături. El, un candidat independent, prin definiție nu poate fi atât de bine cunoscut în țară cum este un reprezentant a unui partid, și aș presupune că chiar acele 15.000 de semnături, dacă nu ar fi cel puțin cererea asta de 18 regiuni, ar fi fost mai simplu și mai corect. Dar noi am strâns, eu personal am strâns cu echipa până în ultima zi, m-am trezit la 7 dimineața, am fost în farmacie, am fost la spitale, am fost în oficii, am mers pe drum și am strâns până în ultima clipă aceste semnături și am verificat până la 4 jumătate listele, astfel încât am aruncat mai mult de 1.000 jumătate de semnături și liste care nu erau corect completate sau nu aveau ștampila primăriei sau, și este un proces foarte complicat. Deci aici ar fi trebuit să se facă niște schimbări. Absolut, pentru eu cred că, sper că CEC-ul va face acest lucru pentru următoarele alegeri. Acum, deja fiind practic în ultima zi campanie electorale în care putem face agitație electorală, puteți să faceți o analiză cum v-a părut campania electorală? Pentru că dacă sunteți totuși prima dată, de ce ați așteptat niște pași a unor contracandidați pe alții? V-au uimit prin gesturile și expresiile pe care le-au aruncat? Ce a fost pentru dumneavoastră exagerat sau mai puțin? Știți, eu vin din domeniul afacerilor și domeniul afacerilor este foarte diferit de domeniul politic. În domeniul politic luptele sunt fără reguli absolut. Dacă în domeniul afacerilor există un anumit comportament, anumite înțelegeri, anumite planificări, este un lucru absolut transparent, mai mult sau mai puțin, și corect. Pe când în politică nu știi la ce să te aștepți, nu există nicio regulă, fiecare face lucruri mai puțin etice decât ar putea să facă, pretinde mai mult decât este cu adevărat. Și acest lucru m-a surprins cel mai mult. Știți, pentru mine, mie este greu, chiar și am avut comentarii din partea colegilor mei de echipă, că dumneavoastră vă comportați prea sincer și prea ca fiind un om de afaceri, trebuie să spuneți lucrurilor altfel, fiindcă eu zic, păi, dar
cum aș putea spune ceva în ce nu cred? Sau sunt lucruri, de exemplu, care eu le simt și injustiția mă doare cel mai mult. Și ceea ce m-a mirat foarte mult este acest joc de teatru care se întâmplă în politica moldovenească și cel mai mult ce m-a durut a fost că mi-am dat seama că, din păcate, nu am văzut o luptă a politicienilor pentru interesele, cu adevărat interesul național al țării, ci numai pentru anumite interese sau partinice sau geopolitice, ceea ce este foarte trist pentru noi cetățenii din Republica Moldova. În Republica Moldova credeți că pot veni unii actori politici care să nu țină de opinia sau să nu fie influențați de geopolitică? Eu cred că noi suntem o țară independentă, recunoscută la nivel internațional. Noi nu putem să fim excluși din lumea globalizată în care ne aflăm, dar acest lucru nu înseamnă că noi nu ne putem apăra interesele naționale a țării, fiindcă orice decizie, orice acțiune care trebuie să fie întreprinsă de către președinte, guvern sau parlament, trebuie să fie în interesul cetățenilor, nu în interesul unui partid sau a unei persoane și de ce nu în interesul unei forțe geopolitice. Atâta timp cât interesul geopolitic coincide cu interesul țării noastre, se întreprind măsurile pentru a merge pe calea asta. Atâta timp când interesele nu coincid, de ce ar trebui să facem un pas sau altul care ne-ar dăuna pe viitor cetățenii noștri? Spre exemplu, acordul de asociere cu Uniunea Europeană s-a negociat. Este un acord pozitiv pentru țara noastră, fiindcă este un acord care ne ajută pe noi să implementăm standarde internaționale de calitate, de legislație, de cadru legislativ, ne ajută să civilizăm din punct de vedere juridic a standardelor țara noastră. Și este bine, fiindcă ajungând un anumit nivel de standarde și anumit nivel de calitate a produselor noastre, putem exporta nu doar în Uniunea Europeană, ci în toată lumea. Și nivelul calității ne va permite să facem acest lucru și cererea față de produsele noastre va fi mult mai mare. Dar, în același timp, semnând acest acord și dezechilibrând sau purtând o politică incorrectă diplomatic, din punct de vedere diplomatic, eu nu spun din punct de vedere economic, ci din punct de vedere diplomatic, neglijând poziția geopolitică a știm cu toții, Rusia s-a opus acestui acord, dar nu s-a făcut nimic pentru ca să echilibrăm această poziție, a fost dezechilibrat complet poziția Republicii Moldova la nivel internațional și rușii ne-au închis accesul la piața lor și am avut de suferit noi toți până la urmă, fiindcă am pierdut o piață tot atât de importantă ca și piața europeană. Deci pledați ca să vină un politician sau politicieni mai mulți care să știe să conlucreze atât cu stânga, dreapta, geopolitică. Cred eu că ar trebui să vină politicieni pe care să-i doară cu adevărat interesul național al țării și ei să fie capabili să negocieze și să întreprindă acțiuni care ar duce la soluționarea problemelor în Republica Moldova folosindu-se de contextul geopolitic, dar nu invers, aprobând anumite acțiuni geopolitice în defavoarea intereselor naționale. Dacă ne-am fi dus doar cu rușii în această uniune vamală, am fi pierdut posibilitatea de a ne dezvolta ca stat. Înseamnă că cei care au fost la putere cei care au fost la putere nu au fost în stare sau nu au avut capacități suficiente de negociere
pentru a echilibra aceste două ca să nu dăuneze unui altuia. Nu li s-a explicat rușilor, nu li s-a explicat europenilor, nu s-a încercat să găsim un punct comun care le-ar fi convenit atât celor din Est cât și celor din Vest, astfel încât Republica noastră să fi câștigat din ceea ce avem astăzi. Deci, noastră, în programul nostru electoral, credeți că parcursul european trebuie ținut în pașii eu, care eu, sunt eu cred că programați. Noi trebuie să menținem atât parcursul european, cât și să menținem echilibru cu forțele din Est, cu țările din Est, fiindcă noi suntem o țară prea mică ca să jucăm un rol geopolitic important în ceea ce se întâmplă la nivel mondial, considerând teritoriul Republicii Moldova și considerând nivelul economic actual, care nu ne permite să strigăm în gura mare că suntem cei mai tari și cei mai mari. Aici, foarte interesant, vreau să aflu părerea dumneavoastră, pentru că am citit într-un interviu că ați făcut un curs de management avansat alături de alți 13 colegi. Nu, 25 alți colegi din 13 țări. Okay. Da. Acolo ați cunoscut foarte pe inginerul șef de la Mitsubishi și pe directorul de resurse umane de la Toshiba. Părerea acestor oameni despre Republica Moldova și despre această țară, cum trebuie să facă, ce trebuie să facă atât domeniul sectorul business-ului și politicului ca să ne dezvoltăm? Eu n-am discutat cu ei atunci despre aceste lucruri, fiindcă am dar studiat în 2004. Ei cred că au cunoscut Republica Moldova prin persoana Silvia Radu. Uh-huh. Și însăși faptul că m-au ales președintele acestei clase de management, deja cred că am făcut suficientă publicitate țării noastre. Uh-huh. Ei sunt persoane... Pentru mine a fost o experiență extrem de interesantă, fiindcă aceste persoane erau extrem de calificate și modalitatea studiilor pe care am avut ocazia să o am acolo a fost interactivă mai mult decât metoda tradițională de studii din cărți. Noi învățam unul de la altul. Nu era atunci Facebook și sistemele astea de rețele, dar erau primele încercări de a face astfel de sisteme și universitatea ne-a dăruit câte un computator în care noi toți din 25 de țări eram conectați la rețea și puteam comunica online pe timpurile cele în anul 2004 și face un schimb online pe o temă, de exemplu, care o dezbăteam în domeniul afacerilor. Ce ar fi trebuit să facem în cazul în care ni se explica un caz și noi trebuia să găsim soluția corespunzătoare pentru a rezolva o situație de criză economică sau într-un domeniu sau altul. A fost chiar foarte interesant și vă zic că am învățat mai mult nu din cărți, ci din experiența persoanelor care erau alături. Dar pe atunci despre Republica Moldova mai puțin se cunoștea. Da, se cunoștea foarte puțin și știți, impresia mea când am mers la acest curs a fost că noi de fapt în Republica Moldova trăim într-un, pe atunci cel puțin, acum s-a mai schimbat lucrurile, dar atunci trăiam într-o... Găoace închisă? Da, era un sistem surrealist care nu corespundea cu ceea ce se întâmpla în toată lumea. Da, eram așa într-o găoace care era complet separată de lume și aveam lumea noastră care o înțelegeam în felul nostru de a fi, pe când toată lumea în afară se mișca altfel și regulile erau altele și procesul de globalizare era mult mai rapid, ceea ce la noi Republică pe atunci nici nu se știa, nici nu se auzea. Cât este de banal și de straniu, dar ar suna, dar faptul că moldovenii au ieșit în afara granițelor ne-a dus un avantaj, că ei vin cu o altă idee, vin cu o altă mentalitate. Exact, și trebuie să facem tot posibilul ca persoanele și cetățenii, sau nu cred că toți se vor întoarce, dar să creăm în această țară, în Republica Moldova,
condiții ca oamenii să vrea să se întoarcă la ei acasă. Da, și atunci ei vor veni nu doar cu bani, ei vin și cu potențial, o sumedenie de cunoștințe și un mod de a fi, un mod de a desfășura anumite activități și afaceri. Ei știu cum este corect și cum ar trebui să fie corect. Noi doar trebuie să le creăm o bază legală și o protecție din partea statului care i-ar face să creadă în ziua de mâine și în viitorul prosper al acestei țări. Doamna Radu, vreau să vorbesc și despre simpatizanții dumneavoastră pe care acum vă informați acest segment de oameni care o să vă voteze, dar aceasta o facem după publicitate. Doamnelor și domnilor, luăm o pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, revenim în studioul emisiunii Important. Vă reamintesc că invitatul din această seară este candidatul independent Silvia Radu. Doamna Radu, obțineți acum în această campanie segmentul dumneavoastră de simpatizanți. Cum considerați, vreodată ați face acești pași pe care i-au făcut contracandidații dumneavoastră în ultimul moment să cedați și să, într-un fel, să-i dezamăgiți, să-i trădați și să-i orientați în altă parte? Eu am declarat de la bun început, fiindcă de foarte multe ori m-au întrebat, iată dumneavoastră, dacă nu treceți în turul 2, pentru cine o să îndemnați să voteze susținătorii dumneavoastră? Și eu am zis că a venit timpul probabil ca noi, cetățenii din Republica Moldova, să ne decidem singur soarta. Nu este corect cineva să ne dea indicații dacă cu degetul că votați pe unul sau pe altul. Eu cred că și chiar îmi doresc ca noi cetățenii să fim liberi să decidem pentru cine vrem să votăm. Să nu avem necesitatea că cineva să ne zică că uite, candidatul ăsta este susținut de Angela Merkel și haideți să-l votăm. Sau candidatul ăsta a făcut o poză cu Putin și de aceea este mai frumos și mai important decât celălalt candidat. Sunt lucruri care, din păcate, vin din afara țării și ni se impun nouă cetățenilor care noi până la urmă nu înțelegem dacă e mai bun Putin sau Angela Merkel. După sondaje pare a fi 50-50 și cetățeanul simplu nu știe pe cine să aleagă, că și unul îi pare bun și celălalt îi pare bun. Dar ar fi probabil corect să ne alegem președintele care să ne reprezinte pe noi, nu pe Angela Merkel și nici pe domnul Putin. Fiindcă noi suntem Moldovan, Republica Moldova, nu suntem nici Germania, nici Rusia și cred că avem suficientă demnitate și avem suficientă capacitate să înțelegem ce e bine pentru țara noastră și ce nu e bine pentru țara noastră, fiindcă cred eu, ni s-a impus de politicieni, de partidele politice, prin felul cum a acționat, prin felul deciziilor care au luat, că suntem incapabili să ne gestionăm țara, că suntem, dacă vreți, proști și insuficient de pregătiți și nu putem face nimic cu ceea ce se întâmplă. Și nu este corect, fiindcă dacă ne gândim că noi, cei care votăm, suntem cel puțin mai mult de 1 milion de votanți, față de cei care sunt în partide și dețin puterea în această țară, nu sunt mai mulți de câteva mii, atunci vă dați seama cât de multă putere poate avea un popor cu 1 milion față de câteva mii de oameni. Da? Și atunci noi trebuie să fim conștienți, cetățenii, că chiar ne putem asuma decizia cine vrem să fim noi și cum am vrea noi să fie țara noastră pe viitor. Și cred că acest lucru e greu de făcut astăzi, nu e atât de simplu, fiindcă oamenii sunt într-o situație economică precară, sunt într-o situație când copiii lor pleacă și nu mai vor să se întoarcă, ei nu au speranță și nu văd cum am putea să ieșim din situația creată. Dar dacă rezolvăm problema economică a țării, atunci toate problemele sociale se rezolvă automat, fiindcă fără o economie dezvoltată în repede,
Republica Moldova, nu vom fi capabili să ne mișcăm înainte. Nu este corect să batem din palme că, iată, ne-au dat 100 de milioane de dolari fondurile internaționale. Păi, cum să dezvoltăm economia Republicii Moldova fără injectările acestea? Exact. Dar injectările din exterior sunt exact pentru plata pensiilor și a salariilor. Aceste injectări nu sunt pentru dezvoltarea economiei țării. Și nu ar fi corect, am repetat de mai multe ori acest exemplu, când dumneavoastră în familie nu lucrați și luați credite la nesfârșit. Într-o zi o să rămâneți fără casă și fără masă și sufletul cineva o să vi-l cumpere până la urmă, fiindcă nu generați suficient venit pentru a acoperi aceste credite. Exact așa și țara noastră trebuie să înceapă să lucreze ca să genereze venituri, ca să-și poată permite să ia credite, dar să fie capabile să le plătească și să le achite, pe lângă faptul că va ridica situația socială, pensiile, salariile și așa mai departe. Nu este nevoie de bani la nesfârșit pentru a investi în economia țării. Sunt necesari bani, dar pentru ca banii să vină în Republica Moldova și avem trei categorii, aș pune în trei categorii banii care ar putea dezvolta economia țării. Avem bani care astăzi sunt, încă au mai rămas în Republica Moldova. Sunt acei antreprenori care activează astăzi în țara noastră. Sunt bani care aparțin cetățenilor Republicii Moldova, care se află în afara țării, care sunt un potențial economic nevalorificat, care poate veni înapoi în țară. Și avem a treia categorie de capital, anume capitalul străin, a antreprinderilor străine, care ar fi interesate să vină în Republica Moldova și să profite de situația geopolitică, de conexiunile cu Estul, fiindcă cu Vestul le-au fără noi, ca să-și dezvolte afacerile aici și să preia avantajele. Politică. Exact. Dar de ce nu de ce cei care sunt nu se dezvoltă, cei care sunt în afară nu vin și ceilalți nici nu vor să se gândească la noi? Fiindcă mediul de afaceri în Republica Moldova este atât de prost că nici ăștia nu se dezvoltă, nici ei nu vin, dar cei în genere se sperie să vină la noi. Prin înlăturarea barierelor administrative care există în Republica Moldova, prin soluționarea problemelor, prin simplificarea legislației care stă la baza dezvoltării economice, noi vom putea face două lucruri. În primul rând, vom putea permite să se dezvolte economiei și, în al doilea rând, prin simplificarea legislației, vom exclude o parte din corupție. Fiindcă ceea ce avem astăzi este că când avem prea multe explicații sau nu, sau o lege nu corespunde circumstanțelor de astăzi a Republicii Moldova, ci vine din timpul Uniunii Sovietice, controlorul de serviciu vine la antreprenor și îi explică cum el înțelege o lege sau alta, un regulament sau altul. Absolut, categoric. Am obținut permis, fiindcă nu vroiam să plătesc mită, și 2 ani m-a costat să obțin licență ca să-mi deschid o micro afacere, fiindcă legislația era atât de absurdă încât nici nu vă pot să vă explic. Și nu-mi dădeau licența, fiindcă îmi zicea asta. Iată, uite, aici scrie așa și dacă nu este așa, atunci dumneavoastră nu puteți obține licența. Și omul care astăzi nu are, are un capital mic și vrea să-l pună în circuit ca să dezvolte o afacere, el nu poate. Eu am putut să-mi permit 2 ani să aștept. Dar el nu poate să aștepte 2 ani și el este impus de circumstanțe să facă tot posibilul ca să nu moară de foame mâine. Și atunci băiatul de control se gândește, aha, dacă afacerea asta costă 100, atunci 20 el trebuie să-mi dea mie, fiindcă altfel nu-i dau licența. Și nu este corect. Acest lucru ne împiedică să dezvoltăm economia. Gosturile, am auzit spre exemplu un caz când s-au executat lucrări la noi de construcția drumurilor și de către companii internaționale
la standarde internaționale și nu puteau da în exploatare drumul, fiindcă la Ministerul Transporturilor le-au zis că gosturile în vigoare din Republica Moldova nu corespund cu calitatea drumurilor executate la nivel, la standarde internaționale. Și de aceea avem corupție și de aceea avem o stagnare în economie și avem cazuri când n-am să mă opresc să repet acest caz, când investitorii din Republica, când compania care are 1000 de oameni angajați nu poate să obție certificatul de export a produselor fabricate în Republica Moldova și își ia capitalul din Republica Moldova și îl duce în Ucraina pentru a produce același produs, a deschide locuri de muncă, a plăti în bugetul Ucrainei pentru a-și exporta produsele în Europa sau peste hotare. Deci, businessul mic și mijlociu este gătuit. Adică este strigător la ceruri. Ne mai vorbim de forma salarizării persoanelor, faptul că mai mult de 90% primesc salarii în plic și statul nu face nimic pentru ca acest lucru să fie exclus. Nu s-au gândit nimeni. Ce am putea noi face ca stat? Ca să majorăm salariile oamenilor pe de o parte, să majorăm incasările către buget pe de altă parte și să legalizăm această economie neagră, fiindcă conform datelor statistice pierdem un buget anual. Și de unde sunt banii? Și acolo sunt banii, sunt bani. Da, exact. Care noi nu avem și sărmanii oameni pensionari nu au pensii și profesorii au salarii de 3.000 de lei și medicii de 4. Nu, și ultimul, cel mai caz care m-a impresionat cel mai mult, concediul de maternitate pentru tinerele mame a fost micșorat de la 3 la 1, iarăși pentru a atrage bani în buget. Dar de ce nu se gândesc din alte părți, ca să nu afecteze iarăși mame? Noi avem suficienți oameni în Republica Moldova ca să ne mai gândim la demografie, fiindcă sunt prea mulți oameni și nu mai avem nevoie ca femeile să nască copii. Dar este practic imposibil să stai doar un an acasă cu copilul, că nu este lucrat, nu s-a gândit bine sistemul de grădinițe cum să funcționeze. Eu am trei copii și vă zic, ce plătesc ei pentru copii nu ajunge nici pentru o lună de scutice. Înțelegeți? Nu mai vorbesc de cei 400 de lei pe care îi primesc mamele care nu au loc de muncă, nu ți ajunge nu numai de scutece, nu ți ajunge nici de mâncare, să hrănești copilul timp de o lună. Este trist acest lucru și este o nedreptate și o injustiție față de cetățeni și o lipsă de atitudine din partea politicienilor la ceea ce cu adevărat se întâmplă la noi în țară și eu... Toate aceste lucruri dumneavoastră sunt incluse în programul nostru electoral. Eu, mergând prin țară și având întâlniri cu alegătorii, mi-am dat seama că noi, cetățenii, nu participăm nici într-un fel la construcția socială a țării noastre. Politicienii sunt complet separați de public și oameni. Nu-și dau seama și nici nu simt ce-i doare cu adevărat pe oamenii noștri și nici nu depun efort pentru a afla care sunt problemele. De aia eu, în calitate de președinte, mi-am propus să creez un Consiliu Suprem Economic pe lângă președintele Republicii Moldova, similar cu Consiliul Suprem Civic, Suprem de Securitate, care există astăzi, și să creez un Consiliu Suprem Social pentru soluționarea și găsirea soluțiilor, pe de o parte, a problemelor sociale și a problemelor economice, dar prin soluționarea problemelor economice vom da ieșire la toate problemele sociale care le avem în societate. Vreau aici să menționez în cadrul acestei emisiuni și faptul că dumneavoastră atâția ani aflându-vă la o întreprindere destul de mare, una dintre cele mai mari în Republica Moldova, probabil v-ați confruntat cu foarte multe situații în care ați văzut o ieșire dintr-o problemă sau în alta și mai aveți în fața dumneavoastră și exemplele țărilor europene în care ați fost foarte des și sunteți acum reprezentanta
Spaniei, da, am fost consul onorific a Spaniei până în Republica Moldova, până în august. Dar vreau aici să-mi spuneți, foarte des în campanie electorală ați fost atacată de faptul că ați primit un salariu exorbitant mare, dar aici sunt sigură că din acest salariu dumneavoastră ați plătit statului. Da, eu, mie nu-mi este rușine de salariul meu. În primul rând, ceea ce se vehiculează este o exagerare, fiindcă banii care i-am primit anul trecut a fost un bonus care de obicei se plătește angajaților atunci când ei pleacă de la locul de muncă. Este o practică internațională. Pot să vă zic că salariul meu la întreprinderea Gaz Natural Fenosa în Republica Moldova, care avea, care are mai mult de 4 miliarde 500 de milioane de vânzări anuale, a fost mai mic decât salariul pe care îl primea Maia Sandu la Banca Mondială și eu din acest salariu mi-am plătit toate impozitele pe parcursul a tuturor celor 16 ani cât am lucrat la această întreprindere. Și nu mi este rușine de acest salariu, fiindcă eu am lucrat pentru acest salariu cinstit, am muncit cot la cot cu oamenii în câmp, am stat cu ei când erau minus 30 de grade, am trecut 4-5 crize de calamități extrem de importante și grele pentru țara noastră. Am muncit mai mult de 14-15 ore pe zi pe parcursul cel puțin 10 ani și de aceea cred că salariul meu nu a fost atât de mare pentru ceea ce am făcut, fiindcă în poziții similare cu a mele, cu a mea, care a fost în calitate de președinte, oamenii primesc cel puțin de 2-3 ori mai mult și salariul acesta nu a fost plătit din tarif, ci din beneficiul întreprinderii, fiindcă în tarif intră doar salariul mediu pe țară. De aceea nu mi este rușine și cred că ar trebui ca toți oamenii să poată să aibă un salariu decent, să aibă o viață decentă, ca să fie liber să-și aleagă pe cei pe care ei îi vor în fruntea țării și să nu depindă decizia lor de dacă ei au o viață decentă sau nu. Ei trebuie să fie liberi și libertatea le va fi asigurată numai prin o securitate economică a fiecărei familii și eu, în calitate de președinte, voi lupta pentru ca fiecare familie să aibă un venit decent și să-și poată crește atâția copii cât vrea, în cazul dacă nu vrea să nu aibă copii, dar să aibă la bătrânețe o pensie care să le permită lor să meargă unde vor ei să se odihnească. Și să nu moară de foame, cum fac acum bătrânii. Da, și să nu moară de foame, din păcate, cum se întâmplă astăzi. Este posibil, dar este necesar de multă muncă și nu mă sperie acest lucru, fiindcă toată viața mea am muncit și am început dintr-o cameră în cămin, unde trăiau 20 de familii, la o singură bucătărie și o singură baie. Știu ce înseamnă să trăiești fără salariu, știu ce înseamnă să nu ai de lucru jumătate de an, nici tu, nici soțul, și să ai copil mic. Știu tot ce prin ce a trecut fiecare cetățean care a fost în Republica Moldova în ultimii 25 de ani, fiindcă nu am plecat nicăieri și am trecut toate etapele împreună. Spuneți, în Republica Moldova, dacă nu se întâmpla monopolizarea segmentului energetic, avea o altă cale? Putea să se întâmple altceva decât s-a întâmplat? Monopolul în sectorul energetic este un monopol natural. El este definit astfel prin legislație. Este un lucru care există în toate țările, practic. Noi avem un monopol mai mare, fiindcă avem o țară mai mică. Dar și din cauza dimensiunilor țării noastre, nu putem avea prea mulți distribuitori, fiindcă un investitor străin nu poate veni la 100.000 de consumatori să investească 200 de milioane de dolari. Dacă are 1.000.000, se mai gândește, dar dacă are mai puțin de 500.000, nu vine. Și atunci sunt reguli de joc economice care trebuie respectate, dar considerând faptul că sectorul este
reglementat, acest lucru se întâmplă în toată lumea. S-a liberalizat piața. Acest lucru este o cu tot o altă viziune. Dar, din păcate, am aplicat, am aprobat legislație europeană, internațională, dar nu am făcut nimic. Guvernul și statul, pe parcursul mai mult de 20 de ani, nu a făcut nimic pentru a diversifica sursele pieței. Și avem, aici s-ar fi putut face aici ceva. Aici s-ar fi putut face interconexiunea cu România, s-ar fi putut construi stații pe partea dreaptă a Nistrului, s-ar fi putut aproba legea renovabile, surselor renovabile pentru a permite investiții și în diversificarea surselor și multe alte lucruri care nu s-au făcut. Și astăzi vorbim despre un monopol perpetu, un control perpetu a sectorului, care de fapt a început 25 de ani în urmă și până în ziua de astăzi nu s-a schimbat. De aia eu zic că ar fi bine ca cetățenii să-și aleagă un președinte al lor, al cetățenilor, nu a unui partid sau altul, care să promoveze implementarea acelor acțiuni care vor fi doar în favoarea cetățenilor și nu în favoarea intereselor unui partid sau unei persoane sau unei axe geopolitice sau alteia. Dar acțiuni concrete pentru ca cetățeanul să beneficieze în urma sa. Dar oricum, pe cetățean îl interesează până la urmă un lucru mult mai simplu. Când primește facturile acasă și vede acele sume exagerate exact, pentru a achita. Exact, am zis că nu s-a... În viziunea dumneavoastră, aceste sume pentru... acest tarif pentru energie electrică nu ar fi putut fi mai mic? Eu cred că dacă am fi avut o linie de interconexiune cu România astăzi, am fi avut acces la o piață cu 40% mai ieftin, preț la energie mai ieftin decât avem astăzi. Dacă am fi avut surse renovabile, am fi avut altă piață complet. Dacă am fi avut o stație electrică, posibil că am fi avut alte prețuri astăzi în Republica Moldova, dar aceste lucruri nu s-au făcut de către niciun guvern din motive probabil personale, geopolitice, deci interpretațiile cum vreți. Exact, ne întoarcem la același lucru. Tot ceea ce se face, se face numai nu în favoarea cetățenilor din Republica Moldova, din păcate. Și chiar avem nevoie ca cineva, în sfârșit, măcar din ultimii 16 ani, avem ocazia ca să vocea noastră a cetățenilor să fie auzită și cineva să pune categoric întrebarea unde este acest interes într-o acțiune sau alta întreprinsă de către guvern sau de parlament și în caz de necesitate să inițieze schimbări legislative prin formula constituțională existentă pe care o are președintele pentru a schimba Republica Moldova. Un alt candidat independent care din păcate nu a reușit să acumuleze semnăturile necesare este domnul Dron, care a menționat acest lucru, că în Republica Moldova este bine că au apărut atâți candidați independenți în această cursă electorală, că ei vor fi și viitorii politicieni care vor schimba imaginea politicului din Republica Moldova. Vă doresc succes în această ordine de idei. Dar vreau să mai descoper și alte calități, pentru că văd că sunteți un manager iscusit și ați avut experiență îndeajuns și de colaborare cu toate guvernele din Republica Moldova și știți probabil foarte bine unde și cum reacționează. Da, a fost un exercițiu complicat pe parcursul a ultimelor 16 ani. Am lucrat și 8 ani cu comuniștii la putere, apoi am lucrat cu așa numiții coaliții de dreapta, cum vreți, de alianțele noastre, care nu mai știm câte au fost. Și îi cunosc foarte bine, chiar prin funcția de consul onorific al Spaniei, a trebuit să colaborez cu toate puterile politice din Republica Moldova și nu a fost simplu deloc, dar am reușit să mențin independența și corectitudinea în relații. S-a încercat anumite exagerări de gen vreau un steag de 300.000 de lei și trebuie Uniunea Fenosa să-l plătească sau executați, vă rog, un lucru sau altul fără cadrul legislativ. Am cerut decizii de guvern pentru a-mi justifica
luarea unei acțiuni sau unei decizii sau alteia. Desigur, nimeni nu mi-a dat nicio decizie de guvern și eu am refuzat categoric să fac un lucru sau altul, fiindcă dacă vorbim despre relații, ar fi corect să aplicăm legea așa cum ea este și ar trebui să ne învățăm să respectăm această lege. Dacă nu ne place legea și ea nu corespunde circumstanțelor de astăzi, legea trebuie schimbată. Dar atâta timp cât ea există, noi nu avem dreptul să o încălcăm și să o interpretăm altfel decât ea trebuie să fie aplicată. Este foarte important pentru noi, cetățenii, să ne învățăm și să facem acest lucru și sunt convinsă că președintele este prima persoană care trebuie să propage această atitudine corectă față de lege, față de statul de drept și de fapt el este exemplu, prim exemplu în țară de cum trebuie să fie această țară și să nu avem această dezamăgire în cine suntem și cum suntem. Trebuie dezvoltat și patriotismul moldovenilor, că unele situații și-au mai Da, dar știți pierdut. Cum peștele se strică de la cap și ne dorim cu toții să... cred că toți cetățenii își doresc o țară prosperă și frumoasă și doresc să se revadă în instituția prezidențială așa cum cred ei că ar trebui să fie o țară. Și eu cred că în acest sens, prin Constituție este definit faptul că președintele reprezintă poporul care este adevăratul suveran. Nu cred că președintele este cel unica persoană care poate schimba tot, fiindcă fără susținerea și implicarea cetățenilor în procesul de reforme nu va fi posibil de schimbat Republica Moldova. De aia am propus crearea acestor două consilii în care să fie prezenți cetățenii Republicii Moldova în reformele care trebuie preluate și implementate mai departe. Și atribuțiile președintelui, din păcate, nu sunt atât de mari. Exact, dar ceea ce cred eu că poate face președintele este să coaguleze societatea, să coeziune, da? Să creeze o coeziune între cetățeni și puterea care până când nu o putem schimba, chiar dacă nu ne place, dar să facem posibil acea sinergie de care este necesară pentru schimbarea adevărată de la noi din țară. Și dacă tot ziceam că vreau să vă descoper și alte calități, când ultima dată ați călătorit cu troleibuzul? Am călătorit chiar nu de mult, fiindcă pentru mine este important votul fiecărui cetățean. Eu nu am în spate un partid sau o forță care să mă ajute să fiu propulsată mediatic atât de mult decât ceea ce pot să-mi permit eu singură și pentru mine fiecare vot contează și când am ocazia să merg în troleibuz, să merg la magazin, întotdeauna vorbesc cu cetățenii, mă prezint, îi rog să mă voteze. Deci ultima dată? Ultima dată a fost câteva săptămâni în urmă când am avut marea am fost extrem de surprinsă de faptul că doamna care vindea bilete în troleibuz avea studii superioare economice și am vorbit despre economia țării împreună și m-a întristat acest fapt că un economist vinde, ajuns să fie da. Dar când ultima dată ați mers la cumpărături la Piața Centrală? Eu merg în fiecare săptămână, nu merg la Piața, merg mai rar la Piața Centrală, mergem mai mult să cumpărăm carne pentru familie, dar mergem aici la strada Alioșina, la piața aceasta mică. Noi avem un loc unde întotdeauna cumpărăm legume și fructe. Cunoaștem foarte bine doamnele, ele ne cunosc pe noi și este o relație mai personală, de aia mergem în acest loc și chiar îmi place să merg la piață. Pentru mine este un lucru absolut firesc și normal. Unde vă procurați hainele pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră? Da, știți, mi-am schimbat deja mai mult de un an sau doi. Îmi procur garderoba din Republica Moldova. Sunt
sunt foarte plăcut surprinsă de calitatea produselor textile de la noi din țară. Chiar și această rochie astăzi este produs autohton. Cu plăcere fac cumpărături textile din Republica Moldova, fiindcă cred eu că merită, sunt de o calitate în fiecare zi tot mai bună și mai bună. Și chiar mă mândresc că reușesc cei care sunt în această industrie, fiindcă au reușit să demonstreze că este posibil să producem ceva comparativ cu calitatea la nivel internațional, dar prețurile, vreau să vă zic, că sunt de zeci de ori mai mici comparativ cu ceea ce putem cumpăra peste hotare. Ceea ce presupune că produsele noastre sunt competitive, este doar necesar un impuls din partea statului ca această industrie să se dezvolte mai departe cu acești pași, poate cu pași mai rapizi, și președintele ar trebui să caute prin funcția sa colaborare cu țările care necesită produsele noastre și să ajute producătorii să iasă la aceste pieți cât mai repede și să începem să exportăm produsele noastre cu care trebuie să ne mândrim. Și aș vrea cu această ocazie să cred ca cetățean simplu și ca candidat la funcția de președinte să mulțumesc ajutorului care a parvenit în acest sens din partea Guvernului Statelor Unite, fiindcă acest proiect din inimă este finanțat de către Guvernul Statelor Unite și cred că este un proiect de succes cu care noi în Republica Moldova ne mândrim. Dacă tot intrați în politică, care dintre politicienii de peste granițele Republicii Moldova vă este un model sau dacă îl puteți numi model? Eu știu, totdeauna am fost, mi-a plăcut foarte mult domnul Churchill, pentru mine dumnealui este o personalitate aparte, a fost o persoană care în cea mai grea perioadă a țării sale și-a asumat responsabilitatea pentru a scoate poporul englez și a asuma foarte multe riscuri și decizii importante care au influențat istoria la nivel mondial. El nu a promis niciodată nimic, el doar a cerut ajutorul poporului în ceea ce și-a propus și a reușit. Cred că acesta a fost cheia succesului acestui personaj istoric și politic, că a reușit să consolideze poporul său pentru a lupta în război și pentru a face o țară prosperă. Cred că acest lucru ar fi cazul să-l facem și noi, dar pentru mine, istoric, cred că cel mai important personaj istoric este Ștefan cel Mare, care a demonstrat și, de fapt, el ne-a lăsat țara moștenire. Datorită lui, Republica Moldova a fost un stat respectat la nivel internațional și el a avut suficiente capacități diplomatice ca să poată echilibra interesele geopolitice de pe acele timpuri ca să facă prosperă Republica Moldova. Ceea ce m-a mirat foarte mult este că el, de fapt, s-a aliat cu turcii, împotriva căruia a luptat toată domnia sa, s-a aliat cu ei ca să ia chilia ca Moldova să devină o țară cu ieșire la Marea Neagră și la Dunăre, astfel încât am putut să profităm de chilia pentru a ne dezvolta comerțul și economia țării. Și mai are niște lucruri foarte interesante în testamentul său. Și acum, pentru că timpul s-a scurt foarte, foarte repede și am avut un dialog foarte așa productiv, vă formulați mesajul final către alegători și către simpatizanții dumneavoastră, dacă toți suntem în ultima zi de campanie. Da, stimați alegători, în data de 30 octombrie ne vom alege președintele. Avem nevoie de un președinte independent, integru, cu o viziune clară asupra
cum ar trebui să fie Republica Moldova. Ne dorim un președinte care să ne reprezinte vocea noastră a cetățenilor simpli. Sunt convinsă că acest lucru este posibil. Nu avem nevoie de o societate dezbinată sau împărțită pe cei de dreapta sau de stânga. Nu avem nevoie să ne împărțim pe etnii sau limbi vorbite. Cred că doar președintele ales de popor, nefiind membru a unui partid, poate să consolideze societatea de astăzi, permițându-le tuturora să fie așa cum sunt ei, cu credința lor, cu orientarea lor politică, cu ceea ce văd ei și cred ei că ar trebui să fie Republica Moldova, găsindu-și punctul de tangență și echilibru în această funcție reprezentativă care este președintele Republicii Moldova. Vă doresc tuturor o seară frumoasă și să votați cu inima și chiar dacă nu mă veți vota pe mine și eu voi ajunge să fiu președinte a Republicii Moldova, mă puteți găsi oricând pe strada Iorga pentru ca să fiți ascultați și pentru ca eu să încerc să vă rezolv acele probleme pe care vreți să le rezolvați. Noi vă mulțumim mult pentru că ați venit în studioul TVC21. Și mulțumesc dumneavoastră pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției din această seară. Mergeți la vot pe 30 și alegeți ceea ce credeți că este bine pentru Republica Moldova. La revedere!